Numărul mic de elevi închide o școală profesională din Ocnița. Cheltuielile pentru întreținerea clădirii sunt bani aruncați în vânt, astfel că nu există altă soluție, spun cei de în educație. Sunt instruiți 85 de elevi și ținând cont de prevederile regulamentului privind finanțarea în bază cost per elev a instituțiilor publice de învățământ profesional tehnic, bugetul instituției de învățământ nu va fi suficient pentru a acoperi cheltuielile ulterioare. Elevii vor fi transferați în alte instituții, iar mobila și utilajele de specialitate vor fi oferite școlii profesionale din Briceni, unde se învață aceleași specialități. Ultimele date statistice arată că s-a redus dramatic numărul de elevi în școlile profesionale. Astfel, dacă acum 10 ani în aceste instituții învățau peste 60.000 de elevi, acum sunt în jur de 9.000.